mișcăm așa, ne prindem Revelion. A, da? Da. Cornelia, am făcut o campanie pentru a înțelege care e realitatea la voi în fabrică. Am înțeles. Să văd cum vă înțelegeți. Eu zic destul de bine. Care sunt condițiile de muncă? Eu zic destul de bune. Ca să vedem dacă putem să ajutăm cu ceva, ce putem schimba. Da. Și ce am văzut cel mai mult și lucru care mi-a rămas în suflet și m-a impresionat a fost că acolo nu lucrurile au contat cel mai mult pentru mine, ci tu ai contat cel mai mult pentru mine. Pentru că acolo te-am cunoscut pe tine. Dă-ți multe emoții. Să știi că eu te apreciez foarte mult și cred că ești un om extraordinar de bun. Mie îmi place să... Îmi place mult să ajut. Să-mi ajut familia, să ajut oriunde este nevoie, chiar și la muncă. Între noi ne ajutăm să fie totul bine. Asta am văzut și asta am învățat de la tine. Mie îmi place să-mi dau interes, adică nu să treacă ziua, să vadă ce am făcut din urmă, pentru că și poate și eu sunt apreciată la un moment dat când și văd domnul inginer, de exemplu, e mulțumit de ce fac eu într-o zi. Asta mie îmi dă o satisfacție pentru mine că mi-am îndeplinit ceea ce am avut de făcut. Asta e mulțumirea ta cea mai mare. Da, să știți că da, pentru că locul de muncă e ca a doua familie sau prima, că prima oară dacă stăm să ne gândim la muncă, venim pe perioada zilei și seara mergem acasă. Dar e tot o familie și tot... Nu plec cu gândul că o trecut ziua, plec cu gândul să vin să lucrez și să vadă ceva din urma mea pe ziua care e o trecut. Să știi că asta am simțit, Cornelia, cât am lucrat cu tine. Am simțit că vrei să mă înveți și că vrei să mă ajuți și că vrei să mă integrezi imediat să rămân acolo. Eu sper că n-am fost, nu v-am supărat cu nimic. Nu m-ai supărat, sunt mândră de tine. Sunt fericită. Mulțumesc. Că în echipa noastră este Cornelia. Mulțumesc. Ce părere ai de bibliotecă? Biblioteca asta, drept să vă spun, e de mult. Mami, am bibliotecă, mami, am, uite, am intervenit altceva, mereu altceva. Dat că am avut probleme acasă cu bunica, cu unchiul, cu mai multe, biblioteca și cărțile au rămas pe ultimul loc, cum s-ar spune. Și crezi că o să se bucure? Normal, eu cred că nici nu o să se aștepte la așa ceva. Vă mulțumesc frumos. Deci a fost important că am stat împreună și am aflat de la tine ce își dorește. Da. Hai să vedem ce e acolo. De exemplu, puștoaicele o să-i facă, le-o citit, dar nu are toate volumele. Și restul cărților nu le are. Nu, chiar nu. Eu chiar nu le are și sunt foarte multe și vă mulțumesc mult. Copiii din ziua de azi, să știi, nu toți citesc. Și atunci chiar e de apreciat și de încurajat un copil care citește. Și îmi doresc ca ea să le citească și tu să o lauzi de câte ori citești. Bine, poate o să am ocazia vreodată să vă transmit dacă le-am citit sau nu. Cu mare drag, cu mare drag. Și ești binevenită oricând. Sper să o ajute și să o încurajăm să le citească pe toate. Da, mulțumesc. Și când se termină, îi trimitem alte cărți. Mulțumesc frumos. Și vreau să fii mândră de ea și să reușească să te reprezinte și să facă tot ceea ce n-ai reușit tu. Mulțumesc frumos. Cornelia, eu vreau să ai timp să te ocupi de familia ta și să stai cât mai mult împreună cu ei. Oh. Mulțumesc frumos! Cornelia, ai 1500 de euro pentru o vacanță de lux la un hotel din Mamaia. Nu m-am așteptat. Pentru tine și familia ta. Vă lua toți căldurii. În momentul în care am văzut biblioteca, când am ridicat privirea și am văzut-o, am zis că ceva nu e în ordine. Nu sunt obișnuită cu așa ceva în fiecare zi. E o experiență.